Heike își caută o nouă locuință, de 17 ani locuiește într-un apartament din Berlin, Kreuzberg, dar proprietarul a anunțat-o care nevoie de el și i-a reziliat contractul. De atunci Heike stă cu ceasurile la computer, studiază ofertele, nu-i scapă nimic. Aceasta ar fi, după părerea mea, o locuință cu chirie convenabilă. Între 300 și 400 de euro, chirie lunară. Mai mult, liber profesionista nu își poate permite. Dar pentru astfel de locuințe convenabile se dă o adevărată bătălie. M-am înscris pentru a vedea aproximativ 200 de locuințe și am primit invitație să văd numai două din ele. Le-aș fi închiriat bucuroasă pe ambele, dar nu s-a putut, din păcate, fiindcă nu am avut norocul să câștig când s-au tras la sorți. Este o loterie. Una din cele mai mari societăți imobiliare din oraș ne spune că pentru fiecare locuință liberă există 300 de potențiali chiriași indiferent că este un imobil nou sau vechi, cele mai multe locuințe costă aproape de două ori mai mult decât își poate permite Haike lunar să plătească. Situația nu se va schimba prea curând, consideră experții Uniunii de protecția a Chiriașilor. Am chiriași pe care nu interesează cât plătesc, fiindcă firma le plătește, de exemplu, chiria, sau fiindcă vin din străinătate, unde s-au obișnuit cu alte prețuri, sau din Germania, din orașe cum ar fi Stuttgart, Düsseldorf sau München, unde, la fel, chiriile sunt mult mai mari. Pe aceștia aproape că nu interesează ce chirie trebuie să plătească la Berlin. Pentru a compensa acest fenomen, există ofertanți imobiliari din subordina primăriei dar aceștia nu prididesc cu construcția. Birocrația germană întârzie cu ani proiectele imobiliare. Cine trebuie să se mute, cine are voie să rămână, pentru tot mai mulți chiriași berlinezi, aceasta a devenit o chestiune care le poate pecetlui soarta.